Kra! Kra! Ce se întâmplă? Neghiobii ăștia trebuiau să știe cu cine se pun înainte să intre pe ușa aia. Acum vor trebui să plătească consecințele. Ce se întâmplă? Treziți-vă, că suntem în mari belele! Ce? Cum de-am ajuns într-o cușcă? Da chiar, fă! Directorul ăsta chiar i s-a pus pata pe noi, nu glumă! Liniște! Bine că v-ați trezit, pentru că începeam deja să-mi pierd răbdarea cu voi! Răbdarea pentru ce? Răbdarea pentru a-mi returna ce e de drept al meu! Jurnalul! Haide, dați-mi-l odată! E sigur că îl mai vrei, boss? Adică e o șansă de 50-50 să iasă pe partea bună, dacă știi cum zic. Girls, mergeți și aduceți-mi jurnalul imediat! Girls? Nu! Ce faceți? Lăsați-l în pace! Bă, ce scârbă! Nici măcar eu nu meritam așa ceva! Aha! Acum e din nou numai și numai al meu! Și de data asta, pentru totdeauna! Dar stai! Tu până la urmă, cine naiba ești? Da, fă, arată-ți moaca aia dacă ai curaj. Cine sunt eu? Eu sunt... Ce? PewDiePie? Dar de ce? De ce tocmai tu? Și de ce dorești atât de mult jurnalul? Nu este evident? De când cu articolul 13 meme-urile vor fi interzise? Și odată cu asta și meme review-urile mele. Așa că aveam nevoie de un conținut propriu. Ceva original care să nu poată fi demonetizat. Sau și mai rău, să ia... Like. Iar jurnalul e răspunsul perfect la toate! Dar ce dracu să află în jurnalul ăsta, fă? Că m-ai făcut curios! Ce e în jurnalul ăsta? Sper că glumești, nu v-a spus? Cine? Ce? Ce să ne spună? Ce ai făcut, dragiule? Ai secrete față de prietenii tăi? Spune-ne imediat despre ce este vorba chiar acum! Uite, îmi pare rău că v-am băgat în asta. E numai vina mea și promit că o să vă spun totul. Dar mai întâi trebuie să recuperăm jurnalul înainte să fie prea târziu. Hai, frate, că doar suntem împreună până la capăt, nu? Da, suntem o echipă, dar promit să ne spui tot după ce-l luăm înapoi. Bine, ok, ne-am înțeles. Da, să zicem. Fă... Atunci uite care este planul. Dacă vrem să luăm jurnalul ăla furisit înapoi, va trebui mai întâi să trecem de gărzi și apoi să-l smulgem cumva din mâinile lui. Idei careva? Da, fă, dau eu drumul la Omania, Blana, auzi, de o să le ții pe timpanele la fraier ca să le distragem atenția. Bun, Mimi? Eu o să le fac o poză pe care o să o țină minte toată viața lor. Codrin? Bun, Jimmy? Eu între timp mă strecor printre ei și încerc să descui lacătul de la cușcă. Perfect! Și Cătălin? Bun, să-i dăm drumul! În seara asta mă simt bine și vreau să chef. Oprește! Nu tu din nou! Bingo! Am reușit! Haideți! Cătălin, e rândul tău! Cătălin, repede, dă-mi încoace! Acum, un ultim lucru mai e de făcut, înainte ca directorul să ne mai poată opri. Trebuie să vă arăt ce e în jurnalul ăsta afurisit. Ce ne-a adus atâtea probleme? Nu îl deschide! Îmi pare rău, dar numai așa îl putem opri. Nu! Sunt.
Mimi? Dragiule? Jimmy? Fă?